Așadar, dragilor, continuăm cu chestiunile legate de funcții. Am făcut o primă noțiune care merită să o reținem. Monotonia funcției, da? Și am reținut aici că când de dată ce îți cere așa într-un exercițiu, înseamnă că tu trebuie să studiezi f de x1 minus f de x2, nu? Și dacă e mai mare, e descrescătoare, dacă e mai mic, e crescătoare. Și pe ce interval se întâmplă să fie așa? Da. Funcții de situațiile care le ai acolo. Totdeauna x1 minus x2 este negativ. X1 menit ca x2. Așa ți-ai la stânga spre dreapta. Și pe x1 îl iei mai mic decât x2. Bun. Știi ce ar vrea să fac acum? Aș vrea să reprezint perechile astea de funcții, punctele astea care le-am găsit acum. Perechile de puncte. Nu mai avem noi discuția asta. Dacă mulțimea la numărul reală se reprezintă pe o dreaptă, X și știu unde se reprezintă, dar Y trebuie să găsesc o altă dreaptă. Și dreapta pe care o iau a Y-ului va fi una perpendiculară. De aceea luăm cele două axe perpendiculare. Da? Pe una să reprezentăm X și Y. Și pe cealaltă, undeva are 0, axa X-ilor. Și atunci cum aducem o perpendiculară, chiar în cele două se intersectează și aici va fi axa X tot 0. În sus vom reprezenta numele pozitive, iar în jos pe numele negative. Y și pozitiv și Y și negativ. Deci tot o nevoie practică de conduce la ideea asta. Pentru că tu ai perechi. Pe X pe o dreaptă și pe Y și pe o altă dreaptă. Și de ce luăm sistemul XOY? Da? De ce zicem sistemul XOY? Deci perechile de puncte se reprezintă în plan, da? Și acum se reprezintă și noi toate perechile acelea. Mai întâi 5 pe 2 și minus 1 pe 4. Deci eu să luăm unitate de măsură. Aceeași o folosim tot timpul și pentru axa X-ilor și pentru axa Y-ilor. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și mai departe. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Și Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 și mai departe. Și mai întâi 5 pe 2 și minus 1 pe 4. 5 pe 2 înseamnă 2 și jumătatea la mijlocul lui, da? Între 2 și 3, da? Da. Și pe paralela asta, toți X și Y, deci ducând o paralelă la axa Y-ilor, toți X și Y sunt la aceeași distanță. Deci, practic, această dreaptă conține toți X și Y care e egal cu 5 pe 2. X egal cu 5 pe 2. Și chiar asta e și ecuația dreptă. X egal cu
15/2. Că tot timpul, orice x am luat aici, tot 15/2 este la distanța asta. Și y-ul cât este? Minus 1/4. Dacă y-ul e minus 1/4, înseamnă că întregul minus 1 împărțim în 4. Da? Și luăm o singură parte. Uite. Asta este cu minus 1/4. Și la intersecție obținem punctul de coordonate cât? X-ul cât e? 15/2 și minus 1/4. 15/2 și minus 1/4. Apoi, alte perechi de puncte. 2 și 0. 2 și 0. Da? 2 și 0. Și 3 și 0. Chiar asta, chiar asta e 2 și 0, 3 și 0, două puncte. Apoi 1 și 2. X-ul e 1. Da. Și Y-ul este 2. Pe la Y paralelă, pe la 2 și ele se intersectează cele două drepte cum am arătat aici. În punctul acesta, iată de coordonate 1 și 2. Și la 4, când e 4, cât este Y? 2. Tot 2. Așa ducem paralela asta mai mult pe la 2. Ca îndată se ridică și paralela pe la 4. X-ul 4 și se întâlnesc aici. Și atunci, ăsta este punctul de coordonate 4 și 2. Și ăsta e de coordonate cât? 1 și 2. 1 și 2. Mai departe. 0 și 6. X-ul nu este 1, nu e minus 1. X-ul e 0, adică pe axa asta suntem. Și Y-ul este 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aici vine, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ăsta e punctul de coordonate X-ul 0 și Y-ul 6. 0 și 6. Și el mă are tot la 6, cu Y-ul 6, dar cu X-ul 5. Cum? Dar X egal cu 5, Y nu-i tot 6. Da? Deci X-ul egal cu cât? Cu 5. Și Y-ul este 6. Și mai avem când X-ul este minus 1, Y-ul e 12. Așa e? Da. Când X-ul e minus 1, uite că aici X-ul rămâne minus 1, deci în paralela, Y-ul este 12. Da. Și când X-ul este 6, să zic, 6, Y-ul tot 12 rămâne. Da? 6. Și 12. Bun. Da, eu am să am mulți X de la X și de la, hai să zic, de la minus 1 la 0. Nu sunt X mulți? Pentru X și ăștia de la minus 1 la 0 o să găsesc Y și care sunt cuprins între 6 și 12. Și pe toate pentru iau X-ul de aici, găsesc Y-ul foarte aproape. Și pun toate punctele acestea unul lângă altul, așa. Și le desenez pe toate. Am o infinitate pus unul lângă altul. Și cei ce obțin așa puse pe toate, toate, toate punctele, dar acum am să le unesc, îmi imaginez că le-a reprezentat, da? Toate punctele acestea puse unul lângă altul, desenează, fac ca ochiul să perceapă, da, deci îndată, ochiul nostru percepe,
ce trebuia să spui 2, aici a fost 3, 4, la 4 trebuia să lucrezi. Așa, din păcate nu-i 4 aici. Da? Deci așa trebuia să duc, că la 4 e 2. Și eu l-am dus la 5, deci m-am dus mai în dreapta un pic. Așa, la 5 cât este? 6, aici este. Și iată, cam așa arată graficul. Deci toate punctele acestea puse unul lângă altul, dându-i X valori. Și aici continuă, nu? Da. Continuă, pentru că eu trebuie să iei cu X și la minus infinit, la plus infinit. Ce e ce a perceput ochiul nostru după ce am pus toate punctele unul lângă altul, toate, reprezintă mulțimea perechilor X și Y care verifică relația aceea. Y egal cu X pătrat minus 5 X plus 6. Și într-un limbaj altfel formulat, altfel spus, este graficul funcției. De cine este graficul funcției? Nu sistemul de axe. Da. Nu. Asta este graficul. Graficul lui F. Da? Graficul lui F este ceea ce am desenat acolo. Hai să prezentăm și cu altă culoare. Deci graficul funcției este asta. Curba asta, așa, care pe care am desenat-o. Da. E, asta este graficul funcției. N-are voie să treci prin punctele astea, așa. Deci nu, degeaba le-ai făcut punctele astea. Dar nu le-ai respectat unități de măsură. Dacă ne respectați, e mai mare, mai mică. Păi, așa. Și... păi, pe acolo. Tu le desena punctul și ai dus dreapta aiurea, altfel, curba. Măi, dar eu vezi ce-am făcut. Le-am punctat și pe urmă le-am unit, așa, ușor, frumos, da? Punctele acelea. Da. Ceea ce am desenat acum se cheamă graficul funcției de gradul 2, a cărei funcții? Pentru ce funcții? Pentru funcția f de x, deci pentru funcția f de x, egal cu x pătrat minus 5x plus 6, nu? Da. Pentru funcția asta, f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, graficul este ceea ce vedem acum pe tablă. Iar forma asta foarte interesantă, care vedeți, poartă numele de parabolă. Da? Deci notăm. Graficul funcției de gradul 2 are forma aceasta interesantă, parabolă. Parabolă. Parabola. Ia parabola aceasta are două ramuri. Uite, restul, nu? Două ramuri și un vârf. Vârful parabolei. Acesta este vârful, da? Vârful parabolei. V. Vârful parabolei. Care este minus B supra minus B supra 2A. Da? Minus B supra 2A și minus delta minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Y, care eu obțin. Deci vârful parabolei, uite, 5 pe 2. Adică minus face plus, 5 supra 2 ori 1, 2. Că iau 1, nu? Da. Minus B pe 2A și minus delta supra 4A. În cazul ăsta, vârful parabolei e cel mai mic punct. Cea mai mică valoare, minimul pentru cea mai mică, este minus 1 pe 4. Deci putem să spunem că minimul
hai să spunem așa, dacă ai mai mare ca 0, dacă ai mai mare ca 0, în cazul nostru cât este aur? 1, cum este aici. Parabola arată cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Spune-mi cuvinte. Parabola arată cu vârful în sus, arată cu vârful în jos și ramurile în sus. Da? Cu ramurile în sus și cu vârful în jos. Și atunci spunem că F admite minim. Deci funcția admite un minim. Minim. Cea mai mică valoare. Care e cea mai mică valoare a Y-ilor? Din toți Y-ii care urmării la 4. Minus 1 pe 4. Deci F admite minim de coordonate minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Încât scriem un minim de coordonate așa cum vezi, sau mai spunem că min din f de x, minimul f de x, egal cu minus delta supra 4a. Și se realizează minimul ăsta pentru x egal cu minus b supra 2a. Deci minimul se realizează pentru x egal cu minus b pe 2a. Iar dacă au e negativ, dacă au este mai mic ca 0, nu-i cazul nostru, F nu admite un minim, ci va arăta parabola, spunem, parabola arată cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Scriem cuvinte, da? Parabola arată în felul următor, cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Deci spunem că F admite, în cazul ăsta, F admite un maxim. Cel mai mare Y va fi maxim de coordonate, tot aceeași coordonate, minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Iar maxim de F de X este egal cu minus delta supra 4a, deci cea mai mare valoare a Y-ilor, și se realizează pentru X egal cu minus B pe 2a. Deci are un maxim și se realizează acest maxim pentru X egal cu minus B pe 2a. Coordonatele sunt aceleași, dar numai că, având cu vârful sus, e punct de maxim acela. Nu? Asta e important lucru. Vezi, încă o dată. Când au e pozitiv, admite un minim. Când au este negativ, admite un maxim. Bun. Mai insistăm un pic la parabola asta și observăm că încă ceva important are. Dacă aș avea acum posibilitatea să îndoi tabla după dreapta x egal cu 5 pe 2, cele două ramuri s-ar suprapune. Da. Asta s-ar suprapune. Ei, dreapta asta x egal cu minus b supra 2a, x egal cu 5 pe 2 în cazul de față, dreapta asta poartă numele de axă de simetrie. Da? Este axă de simetrie a parabolei. X egal cu 5 pe 2 este axă de simetrie a parabolei. Axă de simetrie a parabolei. Hai să mai refacem încă o dată. Vă să zic că forma graficului funcției de gradul 2 este o parabolă. Ea este cu vârful în jos, cu ramurile sus sau invers.
după cum? A pozitiv sau negativ? Când e pozitiv arată așa cum o vedem noi pe tablă și când e negativ arată invers. Așa trebuie să o imaginez. Deci cu vârful în sus și ramurul în jos, când A-ul e negativ. Deci când A-ul este mai mic ca 0. Ei, cel mai de sus punct e minus delta, are coordonate minus B pe 2A și minus delta supra 4A și sunt numai că atunci Y e maxim. Sunt chestii în care spune, știi că admite un maxim. Adică tu trebuie să știi că A-ul trebuie să fie negativ în condițiile acelea. Da. De axă de simetrie am zis-o, am vorbit acum. Hai să mai privim un pic la... funcția asta de gradul 2. Să zicem că sunt valori distincte care au aceeași imagine. Deci avem x1 diferit de x2 uite, ce două valori distincte? Sunt tot două valori distincte care să aibă aceeași y. Doi de x diferiți care să aibă aceeași imagine. 1 și 4. 1 și 4. Avem, deci, lui 1 îi corespunde... Cât îi corespunde lui 1? 2. 2. Și lui 4, tot 2. Deci este un x1 și un x2 care sunt diferite ca valori. Da. Deci există x1 diferit de x2 așa încât f de x1 egal cu f de x2. Deci există x1 diferit de x2. Există. Chiar de avem, le-am picuit, le-am văzut. X2 valori distincte. Așa încât f de x1 egal cu f de x2. Ei, dacă găsești o singură pereche distincte cu aceeași imagine, funcția aceea nu mai este injectivă. Nu, atenție. Nu este injectivă. Ca să fie injectivă, trebuie să nu se întâmple așa. Deci să scriem în cuvinte. O funcție pentru care găsim două valori distincte ce au aceeași imagine, de care găsim două valori distincte ce au aceeași imagine, nu mai este, nu este funcție injectivă. Nu este funcție injectivă. Hai, citim o dată. Citește tot. Funcție pentru care găsim două valori distincte, ce au aceeași imagine, nu este funcție injectivă. Deci când ar fi injectivă? Negația. Ca să fie injectivă, ce ar trebui să întâmple? Ce nu... Ce găsim două valori care nu au aceeași imagine? Deci o funcție este injectivă, dacă comparând noi toate valorile distincte, da. Toate cu putință, deci toate comparându-le distincte, imaginea să fie tot distincte. Da? Deci vezi negația. Atenție. Dacă există două valori distincte cu aceeași imagine, numai două se găsești tu. Atunci funcția nu este injectivă. Negația, acum, ca să fie injectivă, înseamnă cuantificatorul oricare trece, există trece în oricare, și atunci oricare două valori distincte le lua, oricare două distincte, imaginea să fie distincte. Ca așa și aici. Dacă iei pi 0 cu 1, sunt două valori distincte. Și imaginea sunt distincte. Dar nu două care ți le alegi tu, ci oricare două
Bunar, dacă le-ai pe 1 și cu 4, iată, imaginea e 0. Dacă le-ai pe 2 și cu cât? 2 și cu... Și cu 3. Și cu 3, imaginea iarăși e 0. Da? Deci, hai să dăm definiția injectivității acum. Definiție. O funcție F definită pe A cu valori în B, da? Pe A cu valori în B, este injectivă dacă și numai dacă la oricare două valori distincte de opri, oricare X1 diferit de X2, la oricare două valori distincte de opri, sigur, X1 și X2 din A, X1, X2 sunt fiind niște elemente din mulțimea A, să rezulte că F de X1 e diferit de F de X2. Deci la oricare două elemente distincte, oricare X1 diferit de X2, da? Oricare ar fi X1 diferit de X2, să rezulte că F de X1 diferit de F de X2. Deci la oricare două elemente distincte, imagini să fie distincte. Este existențial asta. Oricare. Nu la două alese de tine. Și la oricare două. În cazul nostru, la oricare două ne oprim. La oricare două, constatăm că descoperim și două, găsim printre ele perechi, care au aceeași imagine. Și numai o pereche dacă găsește. Atunci nu mai este injectiv. Nu se face definiția. Deci ca oricare două distincte și imagini să fie distincte. Nu e adevărat. Am găsit două care au aceeași imagine. La revedere, nu mai este injectiv. Funcția de la noi este injectivă? Nu. Nu este injectivă. Avem perechi câte două distincte, da. Măcar o pereche, dar avem chiar mai multe. Deci nu este injectivă. Bun. Este definiția injectivității asta. Da? Definiția injectivității. O funcție este injectivă dacă și numai dacă la orice două perechi distincte, imaginele sunt distincte. În practică, e greu să le iei pe toate. Uite, în cazul nostru, le putem lua pe toate, că urar dacă dă intervalul de la 0 la 1. Chiar și aici am o infinitate de elemente. Ca să le iei pe toate, nu e posibil. De aceea, în practică e foarte greu să arăți asta. Deci, de aceea definim o altă definiție, definiția 1, definiția 2, pe care o facem în ieșiții, este asta. F definită pe A cu valori în B injectivă dacă și numai dacă din F de X1 egal cu F de X2. Deci plecăm de la F de X1 egal cu F de X2. Să rezulte în mod unic X1 egal cu X2. Din F de X1 egal cu F de X2. Deci din F de X1 egal cu F de X2 să rezulte în mod unic, adică sunt mai altă alternativă. Numai asta. X1 egal cu X2. Deci în mod unic se rezulte X1 egal cu X2. Concret. Pentru funcția pe care am avut-o. Ce funcție? F de X egal cu X pătrat minus
5x plus 6, nu? Da. Despre care știm că nu este injectivă. Facem f de x1 și f de x2. F de x1 egal cu x1 pătrat minus 5x1 plus 6. Da. F de x2 x2 pătrat x2 pătrat minus 5x2 plus 6. Și plecăm. Pornim de la f de x1 egal cu f de x2, da? Da. Deci f de x1 egal cu f de x2 echivalent, poate spune că x1 pătrat minus 5x1 plus 5x1 6 plus 6 egal cu x2 x2 pătrat minus 5x2 plus 6 plus 6. 6 cu 6 se reduc. Echivalent cu. Hai să zicem tot într-un singur membru. Ar fi x1 pătrat minus x2 pătrat minus 5 pe lângă x1 minus x2 egal cu 0, nu? Echivalent cu. Cu x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. X1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. Minus 5 pe lângă minus 5 pe lângă x1 minus x2, x2, da. Echivalent. E egal cu 0, nu? Da, e egal. Echivalent cu, scoatem pe x1 minus x2 în factor. X1 minus x2 totul pe lângă x1 minus x2 x1 plus x2 plus x2 minus 5. Da, egal cu 0. 0. Când o mulțire este 0? Unul dintre factorii. Unul dintre factorii este 0. Deci dacă și numai dacă x1 minus x2 egal cu 0 sau foarte bine și celălalt are șansă să fie 0. X1 plus x2 minus 5 egal cu 0. Din prima e să fie că x1 egal cu x2. Da. Deci, prima x1 egal cu x2. Dar mi-i trebuia numai asta să iese. Numai atât. Să nu mai am alternativa asta. Da. Ce spune? Să rezulte în mod unic. X1 egal cu x2. Da. Deci nu este injectivă. Eu am și alternativa asta. Bună, dacă x1 e egal cu 1 și x2 e egal cu 4, 1 și cu 4 face 5. 5 minus 5, 0. Vezi? Deși x1 e diferit de x2. Că 1 e diferit de 4. Când dacă asta este altă pereche. 2 și 3. 2 și 3. 2 plus 3, 5 minus 5, 0. De acord, da? 0 și 5. 0. Tot 0, da? Nu mi-a ieșit în mod unic. Nu, m-am arătat alternativă. M-am și alternativa x1 plus x2 minus 5 egal 0. Deci putem spune, deoarece nu rezultă în mod unic x1 egal cu x2, în paranteză spune, există și alternativa x1 plus x2 minus 5 egal 0. X1 plus x2 minus 5 egal 0. Înseamnă că funcția nu este, rezultă că funcția de mai sus nu este injectivă. Pentru că alternativa a doua îți oferă ție șanse să găsești perechi, măcar una. Dar sunt foarte multe. Pentru care să se întâmple ca produsul x1 plus x2 minus 5 fie egal cu 0. Deci,
Iată că suntem într-un moment în care spune funcția în totalitate așa definită, deci funcția asta definită pe ier cu valori în ier, adică n-a fost corect aici, trebuia să dau F definită pe ier cu valori în ier. Că am dat numai legea, nu? Da. Hai să mă întorc și spun. F de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 cu F definită pe ier cu valori în ier nu este injectivă. Scrie și tu. F definit, F de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 cu F definită pe ier cu valori în ier, adică definită pe tot toată axa reală, nu este injectivă. Dacă însă am să o iau cu x și până în 5 pe 2, adică nu mai las ramura asta, ci numai ramura asta apare, deci ia să zicem așa. Cazul întâi. Dacă x aparține, adică ce înseamnă x aparține? F definită, dacă f definită pe minus infinit 5 pe 2 cu valori în ea, cu aceeași rețetă. F de x egal de x pătrat minus 5x plus 6. Da? Cu aceeași rețetă. Este injectivă asta. Este injectivă. Pentru că, vezi tu, noi am avut 2 cu 3, parcă, nu? Da. Dar eu am mers numai până 5 pe 2 acum. Deci nu mai vreau să compar cu 3. Domeniul de ființă la mine este minus infinit 5 pe 2. Aveam pe urmă 0 cu cine? Cu 5, parcă. Dar eu nu am treabă cu 5, că 5 nu mai este în domeniul de ființă acum. 5-ul este dincolo de 5 pe 2. Da? Deci, în condițiile astea, funcția este injectivă. F1 mai sună în asta. F1, că i-am schimbat domeniul de ființe. Și cazul 2, F2, definite de la 5 pe 2 încolo, la plus infinit, cu valori în el, cu aceeași lege. Hai să spunem F1 de X. Asta, F2 de X egal cu, tot cu X pătrat, minus 5X plus 6. Deci cele două, care le-am dat acum, sunt cu aceeași rețetă, dar le-am schimbat domeniul definiției. La prima i-am zis de la minus infinit până la 5 pe 2 și la a doua la 5 pe 2 la plus infinit. Aceste două sunt restricții bijective, sunt restricții injective. Deci sunt restricții injective. Sunt restricții injective ale funcției de mai sus. Deci ea pe tot ierul nu era. Pe tot ierul nu este. Dar dacă îi spui numai până la numai prima ramură a parabolei și apoi cea de-a doua ramură, pe rândul rândurile, sunt aceste două restricții injective. Restricții injective. Mai iau încă o dată de la început. Vezi, mi s-a făcut curios aici. M-am uitat la funcția asta, am văzut că 1 și 2 și 3 au aceeași imagine. Da. Pe 0. 1 și 4 iarăși pe 2. Și deci am găsit perechi de acestea care au pe, două elemente distincte, 2 de x diferiți, 2 x diferiți, cu aceeași imagine. Da. Și am spus, băi, hai să ne gândim la situația în care s-ar întâmpla ca de fiecare dată când iei două elemente distincte să ai și imagini distincte. Adică ne-am dus spre definiția injectivității. Deci o funcție este injectivă dacă are, e deșteaptă,
Și respectă restricția asta. La oricare două elemente distincte, să ai imagini distincte. Când n-ar fi injectivă. Când găsești tu două distincte cu aceeași imagine. S-a stricat tot jocul. Dacă găsești doar două elemente distincte cu aceeași imagine, o pereche. Nu este injectivă. Dacă însă la oricare două te oprești și imagine sunt distincte, nu este injectivă. Atunci, pardon, este injectivă. Dacă la oricare două distincte, imaginele sunt distincte, este injectivă. Aceasta ar fi definiția injectivității. Cum în practică, când avem un interval și avem acolo o infinitate, în orice interval o infinitate de elemente, nu le poți lua pe toate două câte două să le compari și zici, băi, hai să văd dacă imaginele sunt distincte. Mai greu. De aceea, se aplică în negheșiții partea o duală asta, adică echivalentă cu definiția aceea, care spune, dacă pleci la f de x1 egal cu f de x2, trebuie să rezulte, după ce lucrezi tu egalitatea asta, să rezulte în mod unic x1 egal cu x2, adică sunt mai altă alternativă. Și am plecat noi pe modelul nostru, ia să văd funcția asta dată, așa x pătrat minus x plus 6, adică am făcut f de x1, f de x2, am egalat, am lucrat acolo și am ajuns un produs egal cu 0. Un produs două paranteze este 0, când pe rând, fiecare, cât ori cât se facă 0? Cu șanse fiecare, e o șansă egală. A părut că x1 minus x2 egal cu 0, adică x1 egal cu x2, dar era și alternativa cealaltă. Și fiindcă n-a fost numai o singură variantă, în mod unic, o singură posibilitate, x1 egal cu x2, atunci am spus, pe total, nu e injectivă, pentru că, vezi, și paranteza a doua îți oferă destul de multe situații, două elemente distincte cu aceeași imagine. 2, 3. 2 și cu 3, 5, minus 5, face 0. Și de aici ideea a fost să nu las eu pe X și ăștia să vină de la minus infinit la plus infinit. Că așa, găsesc măcar o pereche cu elemente distincte, o pereche de numere de 2X diferiți cu aceeași imagine. Deci funcția nu este injectivă. Dar dacă o las, o iau de la minus infinit până la 5 pe 2 și la 5 pe 2 la plus infinit, sigur că sunt două funcții distincte, de aceea am luat F1 și F2, pentru că au domenii diferite, da? Deci două funcții sunt egale când au aceeași domenii, aceeași codomenii și aceeași lege de corespondență. În cazul meu, domenii definite, diferite, domenii de definiție indică două funcții diferite. Cu aceeași lege. Deci, pe rând, acestea sunt două restricții injective. Două restricții injective. Și acum, după ce am pus chestia asta la punct, injectivitatea, am să mai văd și o definiție grafică. Foarte interesantă. De fapt, uite, pentru x egal cu, ai spus tu mai devreme, x egal cu 2 și 3, y este 0, nu? X pentru x egal cu 1 și 4, 1 și 4, y este 2. Adică ce se întâmplă? Când duc paralela pe la 2, deci duc paralela la axa x-ilor pe la 2, tai graficul funcției în două puncte, 1 și al doilea. 1 și îți dă x-ul 1, și în al doilea punct, în care x-ul este, x-ul este 4. Deci, când ar fi o funcție injectivă? Dacă pe oriunde aduce paralela, să nu taie graficul în mai mult de două. Deci, dacă tai pe undeva, când duci paralela, uite așa, iei y-ul ăsta, duci paralela. Și dacă stai mai mult de 1, tai în două sau mai multe puncte, funcția nu mai este. Dacă un singur Y ai găsit, prin care duci paralela și tai graficul în două sau mai multe puncte, funcția nu este injectivă. Deci aceasta ar fi o a treia definiție, definiția 3 chiar, notează acolo def 3 pentru injectivitate. Definiția 3, metodă grafică.
da? Metodica spune așa. O funcție F definită pe A cu valori în B este injectivă dacă și numai dacă orice paralelă la axa X-ilor dusă prin Y-ii din codomeniu deci orice paralelă la axa X-ilor dusă prin Y-ii din codomeniu taie graficul funcției în cel mult un punct. Deci nu cumva stai în două, că sunt jale. Deci în cel mult un punct. Ce înseamnă cel mult un punct? Poți să nu tai deloc. Da. Dar până orică, dacă duc pe Y-ii de aici, de la minus infinit până la minus 1 pe 4. Dacă duc pe aici pe Y-ii, astea sunt Y-ii, da? Stai pe aici, stai grafic pe undeva? Paralel asta? Nu tai. Sunt foarte fericit. N-am niciun motiv de supărare. Dar cum am trecut la minus 1 pe 4 încolo, e mare pericol, că taie graficul pe urmă în două, da? Deci, pentru ca o funcție să fie injectivă, ai două metode practice. Duala, pleci la f de x1 egal cu f de x2. Și dacă ți-e în mod unic x1 egal cu x2, gata, ești fericit. Duala. Și asta, metodă grafică. Adică, după dacă ai trasat graficul și constați, ducând paralele prin orice punct din, prin orice Y din codomeniu, tai graficul funcției cel mult un punct, să nu cumva să tai în două sau mai multe, atunci dai verdictul, funcția este injectivă. Când ar fi injectivă? Dacă ai găsit un Y prin care duci paralela și tai în două. Dacă ai găsit un punct aici toți Y și prin toți Y și dacă ducem de la minus 1 pe 4 în sus, tai tot una în două. Deci funcția clar că nu este injectivă. Iată că și metoda grafică îți oferă posibilitatea să te pronunți cu precizie în legătură cu injectivitatea unei funcții. Și dacă renunța una din ramuri, gata, injectiv. După paralela, tai într-un singur punct. Da. Adică, ca să renunți la ramura asta, înseamnă că să o păstrezi pe asta. Adică, cu ieșirea la minus infinit până la 5 pe 2. Iar ca să renunți la asta de aici, trebuie să iei și de la 5 pe 2 încolo. Da. Și iată cum am găsit aici. De la minus infinit până la 5 pe 2. La 5 pe 2 încolo, nu cu aceeași lege de corespondență, funcția este injectivă. Bun. Acum să mai povestesc ceva. Dacă ți se întâmplă în codomeniu să existe și Y pentru care niciun X să nu fie imagine, adică, uite, pentru minus 1, da. În tabel vezi vreun Y care să fie minus 1? Nu. Ei, când se întâmplă ca să fie în codomeniu și Y care nu sunt imaginea niciunui element, funcția aceea nu este injectivă. Aceia sunt Y supărați. Când ar fi injectivă? Când toți Y ar fi veseli și mulțumiți. Adică ce înseamnă să fii vesel? Întrebând noi pe toți Y și băi, pentru tine, tu ești fericit? Da. Ce? Să găsești un X cât o să fie imagine. Bunare pentru Y și la minus 1 pe 4 încolo, toți sunt fericiți. Dar că ieși la Y-ul de aici. Pentru tine îți găsești, da, îți găsești. Dacă duc paralelă, găsești X și chiar 2. Deci chiar 2 am eu. Ei, o funcție se zice că este surjectivă dacă toți Y sunt fericiți. Ia scrie definiția asta. Definiția genul profilului mai, da? O funcție definită pe A cu valori în B este surjectivă
Dacă și numai dacă, toți Y-ii sunt fericiți. Toți Y-ii sunt fericiți. Dacă tu te-ai fi uitat pe Prof Online, în cele 760 de lecții, nu, aproape 77 de lecții duci Macruș, lecția asta am mai făcut eu odată, nu știu prin ce an, cu funcții subjective, injective. Și eu, o profesoară, acum vreo 2 ani, cred că mă sună din Buzău, se spune așa, domnule profesor, eu sunt profesoară. Am făcut facultatea la Iași, m-a povestit ea, în sfârșit. Mă duc la școală, la clasă, acum. Am învățat definițiile, subjecții, injecții, bijecții, pe acolo, tot ce spun de manual. Dar n-am înțeles niciodată așa cum trebuie și așa cum am înțeles la dumneavoastră. Păi cât e de frumos când spuneți că funcția e subjectivă dacă toți Y-ii sunt fericiți. Păi e formularea pe care o ține în minte tot, pentru totdeauna, orice om. Deci, toți Y-ii să fie fericiți. Am arăt și matematic. Ce înseamnă că sunt fericiți? Întrebând noi pe ei, pe fiecare în parte, deci la oricare din codomeniu m-aș opri și l-aș întreba, bă, tu ești fericit? Adică cum ești fericit? Pentru tine îți găsești vreun X încât poți să fie imaginea cuiva? Dacă da, ești fericit. Dacă nu, ești trist. Da. Așa de să traducem că toți Y-ii sunt fericiți, că asta nu e definiția, asta e o definiție la Prof Online. De aceea spun că cei care dau peste lecție, tu nu ai treabă, tu vii la lecția aici, nu te uiți doar pe Prof Online. Bă, tu ești figură. Dar chiar așa, de ce nu te uitați? Weekend, nu, weekend, așa, în vacanță, în timpul anului. Care e motivul? Vezi, mizezi foarte tare pe faptul că te întâlnești cu mine. Da, altfel m-aș fi sau. Da? Dar curiozitatea nu te împinge la lecțiile acelea care ai fost, ai participat, pentru că pe caietul tău nu scrii toate vorbele. Ca să ne înțelegem, da, toată explicația mea și tot așa, nu poți scrie cuvânt cu cuvânt. Și acele cuvinte care zboară. Și ca să ai întregul, numai dacă te uiți pe Prof Online, la lecția aceea, și înțelegi că, pentru că tot ce a însemnat prezența ta și neșansa aceea, neputința de a reține totul, este în film păstrată. De aceea lecțiile acestea filmate se ridică cu mult peste tot ce înseamnă meditații. Însă în practica curentă, meditația, trebuie să duci acolo lângă profesor, să se repete el ce face la clasă. Dar de fapt nu face nimic deosebit. Și tu, părinții sunt foarte, foarte veseli. Păi zice, mi-am dat băiatul la meditație, mi-am asigurat treaba, viitorul meu, băiatul meu, ca și rezolvat, e asigurat viitorul. Că mare greșeală. Nimic nu s-a întâmplat. Doar e dat niște bani. Aveam un elev, fac o paranteză, îți povestesc ca să un elev în clasa, o clasă de a, am luat-o în 2001-2002, așa, la petetere acolo, clasa, a ajuns pentru un acolo, era o clasă de a 11-a și până la 12-a. Dirigintă doamna Vrânceanu, am trecut și acum dirigintă aceea, de biologie și în clasă era un elev. Un elev conștiincios cât cuprinde. Bă, nu lipsea, n-avea niciun absent, nimic prezentă. Dar el nu pricepea nimic de ce spuneam eu. Și eu mă uitam la el și mă străduiam cât puteam eu de tare ca să-l fac să, și pe el să înțeleagă. Ăsta era motivul pentru care el s-a făcut în clasă. Eu aveam obligația să-l fac să înțeleagă și el. Dar el, pentru de el, desena de pe tablă toate simbolurile. Desena. Eu îl vedeam cât de mult se crispa și cât efort depunea ca să facă semnul acela. Acolo nimic nu mergea. De ce? Era prea târziu. La asta mă spunea, nu știa semnul algebră, nu știa nimic. Deci, în afară.
Și ce să faci cu un om de acesta care îl vedeai atât de conștiincios? La fiecare oră venea. Nu știu dacă avea două, trei ori absență, să spunem, pe tot anul. Și atunci mi-am propus să-l ajut. Eu trebuia să-i răspund într-un fel acestui om care era atât de conștiincios. El știa că nu știe nimic și eu știam că nu știe nimic. Dar respectam, dându-i un 4 spre 5, 4, 50, mai tot timpul acolo, la lucrările acelea care le dădeam eu, când dădeam lucrări și le corectam singuri. Am povestit asta, nu? Eu n-am corectat niciodată lucrările. N-ați povestit? Am povestit în film. Deci eu făceam, dădeam acum lucrarea, cu 10 minute, de regulă, fixam să fie două ori legate, la matematică se putea asta. Și cu 20 de minute mai înainte de a se suna, le luam lucrările, stabileam punctajul pe tablă, discutam la centim, la sutimi, toate subpunctele acolo, după ce le dăm lucrările și mai puneam notele, după punctajul stabilit. Și cel pe care eu îl sesizam că nu a respectat punctajul, că aveam o idee așa de ansamblu asupra fiecăruia, dar în modul care vă urmăream lecții, dar tot cu felul care se cupla la lecția mea acolo. Și cel care nu șartă, scoteam la tablă, dacă își umfla nota acum peste un punct, tot le lampă într-un punct. E omenește. Așa. Dacă era peste un punct, atunci îl scoteam la tablă, spuneam, trece și subține lucrarea. Îți dai seama că el, dacă o copia ceva de pe la un coleg, de prin caieta, știu eu ce, cu tot prinde și el acolo, nu era în stare să puncteze deloc. Și atunci, cu cât urcaseră peste notă, cu atât îi scădeam înapoi. Deci dacă el spusese 6 și 50 și era de 5, atunci scădeam un punct jumate și trebuie să trezea cu 3,50, pe care îl trecem în catalog. Deci era dură chestia. El trebuia să fie corect, cinstit. Asta era lucrul spectacolul care făceam. Și acum, îl păstuiam pe acesta. În ce înseamnă? Nu-l scoteam la tablă să susțină nota. Și atunci el nici nu exagera. 4,50. Și uiteam 50. Era de 3. Da. Că el mă zgălea acolo, făcea ce putea și el acolo. Scria două pagini acolo. Adică el desena figuri acolo. Așa. Și în clasa 12, că așa am văzut, în clasa 12, vine după mine într-o pauză. Domnul vreți să un pic? Da, mă. Profesor, vreau să meditați cu noi. Foarte hotărât. I-am spus, ce să fac eu la meditație? Nu știu. Ce faceți dumneavoastră la meditație, faceți și cu mine. Păi nu pot. Am multe treabă, nu știu ce, cu albinile, eu sunt cu apicultura, să vezi. Nu? Ce să faceți? Băi, nu pot, nu înțelege. Și pe lui spune, băi, care e povestea? Eu simt că nu pot să-ți ajut, nu pot să iau banii. Eu te ajut pe tine, suntem, ne înțelegem din priviri, te-am păsuit, te păsuiesc și anul ăsta, dar eu nu pot să-ți iau banii, tu înțelegi? Nu pot, n-am cum. Omul din mine nu poate să iau un ban care nu-i... Eu muncesc cu tine, da? Dar știu că nu te pot ridica deloc. Ar să poate, dar și eu-s prost la vreo să... Nu mai dar am spus asta. Asta zic că mă duc eu în altă parte atunci. Pătărât ea. Bolul zil, vin înapoi. Mă oprește pe hol. Ați avut dreptate. Dau bani degeaba. M-am hotărât altfel. Ce fac? În loc să dau bani la meditație și n-am nicio șansă, adun $1,000 și cu $1,000 dau cuiva care trebuie și ăla îmi dă diploma de bacalaureat. Cum, mă? Da, sunt specialiști care au treaba asta. Dar durează pe și nu le trăiți. Păi, sârb, gutare, frunze, ăștia, se stau la alt, așteaptă ca, cum se spune, e manacerească, vine bacalaureatul, ne au pe listă. Ăla nu poate, ăla nu poate, ăla nu poate. Și atunci se întâmplă chestia asta. Și atunci eu dau $1,000
Și mă duc la bacalaureat așa, zice, ei dictează, fac, tu trebuie, eu trebuie să fiu prezent la sală. Da, asta. Da, trebuie să fiu prezent acolo, că e treaba lor. Cu bacalaureatul, o răspuns rezolvă ei, că asta e povestea lor. Așa, dragilor, asta e școala. De ce eu depind atât de mult? Eu nu spun că elevul acela trebuia, pentru corectitudinea lui, pentru seriozitatea lui, acela trebuia să treacă. Dar iată care era forma. Forma? De ce trebuia să treacă? Pentru că el se străduia. Pe chestia asta eu l-am și trecut pe acolo. Dar iată că falsul era deja pregătit în față. Da? Falsul era pregătit, el știa că trebuie să treacă și va trece cu varianta cu bani. Da. De-aia corupția este problema generalizată în toată societatea asta. Primii pași ai corupției în școală, să știi, băi, Cosmine. Acolo descoperă toată treaba. Cât vrei să spui tu, când te duci la mama și la tata și spui, băi, la obiectul acela nu merge treaba și trebuie să te duci cu atenție să faci, să dregi. Tu nu știi de treaba asta? Normal, că asta e din... Păi de la tine a venit. De la grădiniță, e chestia. De acolo totul pus o străcat, totul mergea de andoasele. Și de acum s-a generalizat treaba. Profesorii sunt cei care abia așteaptă să se ducă la ei. Adică eu discutam povestea cu Sârbu, apropo de chestia asta. Deci e clasic, ți-am povestit în particular, ți-o spun în direct la fața camerei. Deci un elev din clasa așa, mai mare, ducea cu plasa, cu lista, și ăsta îi dicta și spunea, bă, trebuie să dai atât, 7, 1 milion, 8, 1.200.000, 1.300.000, cât era fixat acolo. Asta era povestea. Și eu cu șași băieți puneam plicurile în plăsuță, da, se verifica. Se verifica că trebuia să dea socoteală. Numele era pe plic, cu suma respectivă, ca să nu fie... Și o mizerie cumplită. Hai să mă întorc aici, spuneam despre toți grecii fericiți. Da? Funcția este subiectivă dacă toți grecii sunt fericiți. Adică să traducem chestia asta. Toți grecii sunt fericiți. Deci, întrebând noi, grecii sunt din codomeniu, nu? Aici, casa grecilor, da? Întrebând noi pe fiecare, el spune, da, adică există un X încât eu, adică să găsim un punct în plan. Deci, F, surjectivă, F definită pe acolo, la bărind pe F. Toți grecii, fericiți. Cum traducem matematică? Oricare ar fi Y din B, din codomeniu, deci la orice Y din codomeniu oprit, deci toți să fie fericiți, să rezulte că există X din domeniu, din A, să arătă că există. Trebuie să-l găsim. Așa încât Y-ul acela să fie egal cu F de X. Adică Y-ul să fie imaginea acelui X. Y egal cu F de X. Deci toți Y-ii sunt fericiți. Se traduce. La orice Y m-aș opri, se constat că există X-ul, așa încât Y-ul acela să fie egal cu F de X. Aceasta e definiția subiectivității. Mai există și o metodă grafică. Ce înseamnă? La orice Y am duce paralela, să taie graficul. În cel puțin un punct. Da? Ia să vedem și metodă, definiția, asta e definiția 1, definiția grafică, să zic, da? Definiția 2. Orice paralelă la asta X-ilor, dusă prin Y din codomeniu,
da? Nu și pare lui să denigre dicotomea, nu? Tai graficul funcției. Tai graficul funcției în cel puțin un punct. Cel puțin, sumnează, cel puțin un punct. În cel puțin un punct. Când ai graficul așa, condominul care este acum? În cazul nostru. Toată axa reală, nu? De la minus se vine la plus se vine. Una este funcția f de x. Întrebarea este asta. F de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, f definită pe el cu valori în el, surjectivă? Este surjectivă? Nu. Că sunt y-uri supărați toți. De la minus e vin până la minusul lui. Da? Deci, nu. Nu este surjectivă. Deoarece există y care y să zicem, y egal cu minus 1, așa încât f de x, așa încât la orice x ne-am oprit noi, oricare x din el, f de x e diferit de minus 1. Funcția e diferită de minus 1. Deci nu este subiectiv, dar dacă spun f definită, f definită pe ier cu valori de la minus 1 pe 4 la plus infinit, adică i-am dat pe toți cei supărați deoparte. Nu mă iau pe ăștia în seamă. De la minus 1 pe 4 acolo. Este acum subiectiv asta? De la minus 1 pe 4 acolo? Este, pentru că pentru fiecare, dacă duc paralel, tai măcar în într-unul, dar chiar în două taie. Deci asta este surjectivă. Da? Funcția asta este surjectivă. Dar injectivă nu-i. Nu. Nu, că are taie în două. Însă dacă o să iau, hai să iau așa. F1 definită pe minus infinit până la 5 pe 2, cu valori de la minus 1 pe 4 la plus infinit, cu F1 cu rețea, da, aceeași. F1 de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 și F2 definită pe de la 5 pe 2 la plus infinit cu valori tot de la minus 1 pe 4 la plus infinit, cu aceeași rețetă. F2 de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Cum sunt cele două funcții? Sunt injective? Nu. Injective. Păi... Injectivă nu. Păi dacă e de la minus infinit până la 5 pe 2, numai la ramura asta da. Există. Asta nu este.